Și așa de frumos cânta cu din voce. Și cânta și la instrument, cânta și la pianinul, dar la pianinul mai puțin, dar la acordeon. Și avea un cântec, trebuie să ducă la un concert la Drochia să fac cu, nu știu cum o cheam, doamna Eleonora, am fost profesoară, dar profesorul care trebuie cu concertul să ducă, nu țin minte cum o cheam, Bagri, domnul Bagri. Și avea un cântec care să-l cânte cu vocea și din acordeon. Și când s-a îmbolnăzit, nu s-a putut duce la concert și la nu, domnul Bagri punea alt copil, alt băieț să cânte în locul lui, cânte cu istea, dar băietanul și-a auzit că nu, domnul profesor, eu nu pot să-i cânt cânticul lui Grigore. Că știu că el așa de frumos îl cânta și amu s-a îmbolnăjit și eu să-i cânt cânticul lui, eu n-am să pot cânta. Mă doare. Și nu vreau să-i cânte nimic cânticul. Vroia el tare ultim atunci când era bolnav, vroia calculator. Și-o venit Ghena de la Chișinău și-o adus calculator. El o așa dată, dar el de-a nu prea putea să șadă în cioare, așa să ajungă la dâns. El ședea pe lejang, calculatorul, i-am pus măsuța acolo aproape și el lucra mai mult de culcat să juca la calculatorul și ala. A avut acordeon. Bicicleta, eu țin, ia ca magnetofonul, radio, eu țin, aparat de fotografiat. Multe așa ea, caiete, anchetă, nu știu ce am găsit, ea că șed acolo e atât. Și am găsit în magnetofonul ăsta lui o casetă. Când l-am pornit, colind eu și cu dânsul. Și îmi zice, hai mămica, hai să colindăm amândoi. Și apoi, și zice el acolo, am montaj. Și cânta numai el din acordeon. Și îmi făcesem când să începem să cântăm amândoi pe voci, mai are un cântec, mama mea, măiculița mea, tot el îl cântă acolo și se ascultă. Mai scurt, am amintiri și mă uit la fotografii, dar nu ne ajută nici și vreau să spun că o stat cu mine 16 ani, 5 luni și 10 zile. Dar acolo e de 20 de ani. Eu l-am așteptat 20 de ani să vină. Nu a venit. Ce sunteți?